Eu am mai multe creme pentru mâini și pentru picioare decât pentru față. Vă salut, dragii mei și dragile mele! Sunteți pe canalul Frumuseții Vârste Elegante. Astăzi răspund la întrebarea Mariei Maria. Mă întreabă ce facem vara, în perioada caniculară, când ni se umflă picioarele la vârsta elegantă. Desigur că nu numai la cei vârstnici, dar și la tineri se umflă picioarele și mâinile și burta și fața din cauza reținerii apei. Cauzele reținerii apei sunt multiple. Nu să avem grijă de starea noastră a sistemului cardiovascular, starea funcției sistemului renal, starea glandei tiroidei, fonul hormonal, care trebuie de vindecat și de tratat și de menținut. De vindecat și de menținut, mai ales în perioada caniculară. Factorul uman este cel mai important. Respectarea celor principii ale sănătății care le-am mai menționat în filmulețe. Nutriția, aerul, plimbarea, apa, credința, temperanța, activitățile fizice. Doar respectând aceste principii, ne vom simți foarte, foarte bine. Fiindcă cum ne atârnăm față de sănătatea picioarelor noastre și a mânuțelor, fiindcă aici, în mânuțe, în piciorușe, mânuțe și în piciorușe se află capilarele unde are loc schimbul de substanțe, schimbul se oxigenează sângele. Aici este cauza, de aceea să avem grijă de starea capilarelor noastre, de sănătatea mâinilor și picioarelor. Factorul uman în ce constă? În nerespectarea celor principii ale sănătății. În timpul verii, trageți atenție la alimentație, la mineralizarea organismului. Cât mai multe fructe, legume, sucuri și aveți grijă cum le primiți, când le primiți. Fructele în prima jumătate a zilei, legumele în a doua jumătate. Și lichide. Unii au frică să bea apă, fiindcă au reținere de apă, dar este o greșeală. Cu cât mai mult bem apă, cu atât mai bine sursa noastră, izvorul nostru intern se purifică. Fiți atenți în consumarea sării. Și, desigur că îngrijirea. Dacă este îngrijire externă, la fel este importantă. Vreau să menționez faptul că de multe ori văd persoane în vârstă care poartă ciorăpiei, iată așa, de capronaș. Dar uitați-vă ce elastic au aici. Să trageți atenție cât ce edeme au la picioare aceste persoane. Când se adresează și mă întreabă, Doamne, mi se umflă picioarele, zic, uite-te ce șosete ai și cât atenție la șosetele care le îmbraci. Nu e greu ca forficuța să faceți o tăietură, fiindcă producătorul nu se gândește la sănătatea noastră, dar este foarte important ce șosete purtăm, căci dacă acest elastic constrânge venele și circulația sângelui se înrăutățește, desigur că apa se va reține. Când veniți de la plimbare, când veniți de la activități, un duș contrast zilnic vă va ajuta să vă întăriți mușchii, să vă tonizați pereții vaselor sangvine la picioare. Străduiți-vă în caniculă și dimineața și seara să faceți dușuri contraste la picioare. După ce ați aplicat dușurile contraste, alegeți creme care conțin arnica, care conțin camforă, mentol, mentă, care răcoresc picioarele. Vreau să vă atrag atenția că eu am mai multe creme pentru mâini și picioare decât pentru îngrijirea feței. Am aici 6 tipuri de creme cu diferite. De ce am atâtea creme? Fiindcă
diferite ingrediente. O cremă conține coada șoricelului, altul conține camforă cu mentol, altul conține arnica cu ienupăr. Și îmi place varietatea aceasta, fiindcă noi când folosim diversitate de creme pentru mâini și pentru picioare, noi sensibilizăm receptorii, noi ne ajutăm să fim mai sensibili și, și mai bine atunci capilarele se antrenează, receptorii la capilare se antrenează, de aceea alegeți diferite creme cu diferiți ingredienți, cu diferite componente. V-ați făcut un masaj ușurel, piciorușele în sus, relaxați-le. Foarte bine ajută extinderile. V-am menționat că exercițiul fizic este important pentru sănătatea noastră. Dar în cazul când aveți rețineri de apă, aveți edeme, vă dor picioarele, extindeți-le. Cel mai bun... Gratuit, eficace, fără recetă, extinderea mușchilor. Și dacă veți respecta măcar minimum aceste sfaturi, sper că
perioada caniculară să treacă ușor și fără dereglări, să treacă ușor și cu bună dispoziție. Eu vă iubesc, dragii mei, vă îmbrățișez, vă mulțumesc pentru susținerea voastră, vă aștept și la alte filmulețe, aștept sugestiile voastre, întrebările voastre. Cu mare drag de voi! La revedere, pe curând!